Bună, sunt Raluca și invitatul meu de astăzi este Lucian Popescu. Salut! Dar cine este Lucian și ce face el? Cât timp avem? De unde să încep? Lucian Popescu este vlogger, om de radio, om de social media și jurnalist. Mai întâi de toate om. Deci asta era. Prima era om. Lucian, pentru că ești la o emisiune de sport și lifestyle, care e forma ta de mișcare preferată? Eu mă plimb foarte mult cu skateboardul, cu longboard, cu cruiser, cu pennyboard, cu trotinete, cu orice mijloc de transport neconvențional, să zic așa. Acum, la ce o provocăm pe Alexandra? Ce vrei să facă? Nu știu, hai să punem să dea cu skateboardul. Ce vrei să comandăm? Aș vrea să nu-mi iau ceva foarte... Uite, poached egg, avocado, toast. Dar parcă e prea puțin. Hai să-mi iau atunci un carrot cake, un desert. Perfect. Deci, Alexandra, tu deja poți să începi să numeri, caută skateboard-ul și go for it. Poftă bun, bună! Mamă, și asta arată foarte bine. Mamă, da, arată genial. Hei, listeners! Astăzi e rândul meu să fac sport și sunt la skateboarding. Raluca cu Lucian sunt la Bite, unde Lucian și-a comandat un avocado toast de aproximativ 250 de calorii, un carrot cake de 500 de calorii, mulțumesc Lucian, și am de dat jos 750 de calorii. Astăzi o să-mi încerc norocul. Hai, hai cu mine! Mi-ai spus că ai vlog, deci înțeleg că activitatea ta e pe YouTube. De ce YouTube? Activitatea mea e în online, în mare. YouTube pentru că... E foarte simplu să ajungi la ceea ce vrei și e foarte multă informație acolo. Pe YouTube poți să înveți foarte multe lucruri și asta m-a fascinat la YouTube și de asta am început. Ce e pentru tine un influencer? Un influencer e un om care are o comunitate în jurul lui, oameni pe care îi inspiră în sens pozitiv, dacă mă întreb pe mine, cel puțin așa ar trebui să fie. Cum ți se pare mai ok viața pentru tine, cu filtre sau fără filtre? E o mică parte din viață ceea ce vede omul în online la cineva, cel puțin la mine. În rest, viața e fără filtru. Dacă ar fi să ai puterea să dai legi? Mamă, aș da instant, în a doua zi, treaba asta cu nu fără penali în funcții publice. Ce te oripilează la o femeie? Degetele de la picioare, neîngrijite. Dacă ar fi să te descrii în trei cuvinte, care ar fi acelea? Bun. Bun, rău. Amuzant, de tot. Sper. Și prietenos. Care e cel mai mare defect al tău? Sunt leneș. Și dacă ar fi să mănânci un fel de mâncare pentru tot restul vieții, care ar fi acela? Calamari pane. Ce crezi că e acum în trend pe online? Cred că videoclipurile în care încerc să înveți oameni ceea ce tu știi deja. Eu mă plimb de cam jumătate de oră în parc, dar pentru că am foarte multe calorii de dat jos, m-am gândit să fac și niște exerciții cu ajutorul skateboardului. O să facem 3 exerciții, 2 pentru picioare și 1 pentru abdomen. Hai! Nu te prea gândeai la asta, nu, Lucian? Uite că i-am dat și o altă întrebuințare. Plăcii tale! Eu am cam terminat antrenamentul, am uitat să vă spun că m-am dat chiar cu skateboardul lui Lucian, așa că mulțumesc pe această cale, iar cu voi ne vedem lunea viitoare. Pa! Dacă ai avea niște conturi unde banii nu s-ar termina niciodată... Mamă, mereu mă gândesc la chestia asta, așa zi. Ce ai face cu banii? Adică în ce ai vrea să dezvolt sau nu știu? M-aș muta în Bali. Mulțumesc, Lucian! Ne vedem lunea viitoare! Pa! Pa, pa.